Un accident spectaculos a avut loc acolo unde o șoferiță de doar 21 de ani a intrat cu mașina într-un cap de pod și s-a răsucit de repetate ori. Aceasta era băută și îmbrăcată în partea de jos doar în lingerie intimă. Conform cadmere.ro, protagonista evenimentului nu era îmbrăcată decât într-o pereche de chiloți, iar în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că a consumat alcool, reieșind astfel 0,85 la mie alcool pur în aerul expirat. Mai mult de atât, aceasta s-a ales cu dosar penal pentru că a refuzat recoltarea probelor de sânge. La fața locului a ajuns și familia fetei, iar pentru a o proteja mama susține că ea s-ar fi aflat la volan, însă martorii neagă această afirmație. Tinerei au fost făcute mai multe fotografii de către martori, în timp ce îi se dădeau haine pentru a se îmbrăca. Polițiștii au audiat și pe martori pentru a stabili exact cine a condus. Din fericire, nu au fost victime care să fie ajuns la spital, precizează Florin Popa, purtător de cuvânt al poliției Argeș. Totodată, la fața locului s-au deplasat și echipajele de salvare pentru acordarea primului ajutor, dar și pentru transportul la unitate medicală în caz de nevoie. Totodată s-au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, deoarece erau scurgeri de lichide combustibile, relate a cadmere